Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E foarte greu să trăim în Republica Fantastică România, unii dintre noi, desigur, mai ales unii dintre cei angajați la stat. Nu toți, evident, dar unii, să știți, se luptă cu pericolul în fiecare clipă petrecută la birou. Adică, literalmente, în birourile din instituțiile unde lucrează ei. Ministere, agenții, regii, primării și așa mai departe. De pildă, în primăria Cluj-Napoca. Am aflat, e un risc teribil pentru angajați. Am vrea să-i avertizăm pe această cale pe angajații primăriei Cluj-Napoca de faptul că sunt în pericol. Adică viața lor este pusă literalmente în pericol, trebuie să facă ceva, trebuie să reacționeze. Și da, este adevărat că instituția încearcă să-i păcălească așa cu niște bănuți în plus la salariu. Dar ce meschin, nu? Adică oamenii au sănătatea pusă în pericol și angajatorul primăria le dă niște bani și crede că a rezolvat problema? Vorbim despre sporurile la salariu pentru condiții vătămătoare de muncă. 975 de amploiați ai primăriei Cluj-Napoca primesc în medie, ceva mai mult de 10.000 de lei pe an, 10.662 de lei pe an, în medie drept spor de lucru în condiții vătămătoare. Dar acum, sincer, credeți că merită să te nenorocești la birou, la domnul Boc, la sediu, pentru 10.662 de lei pe an în medie? Sănătatea e mai prețioasă decât orice. Când ajungi în spital, la ce mai folosesc ăștia, banii ăștia, nu? Asta e media, pentru că altfel salariile din primăria Cluj încep de la 3.315 lei pentru muncitori și ajung la 21.000 de lei pentru domnul primar, iar sporul pentru condiții de muncă reprezintă 15% din salariu. Și sunt convins că ați înțeles sarcasmul. Toată povestea asta cu sporurile este o vrăjeală totală, evident. Nu există condițiile astea vătămătoare de muncă. Să fim serioși, pe cine mințim? Adică toată lumea știe că asta e o invenție ca să mai dai oamenilor niște bani în plus, așa cam pe lângă lege, știți? Adică problema e că-s bani publici, nu privați. Adică unii muncesc pe brânci să plătească taxe și alții iau banii ăștia. Pe nimic, în sensul că îi iau fără justificare, de fapt. Nu, e deloc corect, orice s-ar spune, îmi pare rău. Așadar, primăria Cluj-Napoca plătește anual 10,4 milioane de lei în plus la salariu angajaților sub formă de sporuri de acest gen, a descoperit publicația Newsweek. Vreo 2 milioane de euro. Mai mult sau mai puțin. Maso menos, cum se spune la noi la telenoveliști. Pentru ce? Banii ăștia. Păi, lucru cu calculator, în birou de la primărie, lucru cu calculatorul, radiații de la desktop, radiații de la routerul din colțul camerei, praf, trage curentul, e ciorba rece la bufet, apa rece faci roșu în gât, adică de-astea sunt condițiile de vătămătoare la birou. Orice și când spun că e pe lângă lege, e pentru că niciuna dintre aceste instituții nu poate demonstra efectiv că există morbiditate specifică locului de muncă cu pricina. Boli profesionale tipice, care apar constant și peste media statistică de sănătate publică, că locul acela de muncă pune într-adevăr în pericol sănătatea celor care lucrează acolo. Că asta înseamnă sporul respectiv. Pentru asta se dă. Sporurile pentru condiții vătămătoare de muncă au fost introduse pentru a compensa cât de cât, sau măcar pentru a recunoaște faptul că societatea are o datorie față de cei care lucrează în mine, în furnale, în combinate chimice, în siderurgie, în locuri dintre acestea în care cu adevărat e mediu toxic, care afectează sănătatea, unde se face și e demonstrat științific, statistic, medical, este o chestiune de sănătate publică. Acolo se face silicoză, fibroză pulmonară, astm, se fac diverse tipuri de intoxicații pe termen lung. De la ce gaze și pulberi se inhalează în mină sau în combinatul siderurgic sau chimic sau în alte locuri asemănătoare. Pentru asta sunt sporurile acestea. Nu că te trage curentul la departamentul financiar că lasă Mimi ușa deschisă mereu. A crescut fără bolovan la peșteră, uite-te la ea. Ușa, Mimi! Iar ai lăsat ușa deschisă. Iar povestea asta cu sporurile date pentru nimic, de fapt, se întâmplă peste tot prin România. Scenariul se repetă mii de instituții publice din această țară. Despre câte miliarde de lei vorbim aici? Când domnul Ciolacu ne spune că trebuie crescută impozitarea pentru că statul are nevoie de mai mulți bani, păi are banii ăștia, dar îi aruncă pe vrăjeli. Și în fine, foarte bună observația colegilor de la Newsweek și aș vrea să citez. Cu toate că sporurile sunt acordate pentru condiții vătămătoare de muncă, angajaților nu le pasă de propria sănătate. Condițiile de muncă rămân vătămătoare și nu se ameliorează. Dovada, sporurile sunt plătite an după an. Că așa și e. Adică dacă știi că lucrezi într-un loc unde este un mediu toxic sau e o condiție vătămătoare, păi faci ceva să ameliorezi situația de acolo, nu? Angajatorul are obligația asta, să nu-și mai pună în pericol angajații, dar nu?
Ce să vezi, condițiile vătămătoare rămân pe toată durata angajării. Alea sunt, frate, așa e, condiție vătămătoare, este destul, nu putem să facem nimic pentru asta. Nici nu putem să demonstrăm că ne îmbolnăvim de la asta. Dar luăm sporuri. Iar minciuna asta se perpetuează an de an. Și de ce să ne mai mirăm atunci că din ce în ce mai mulți români pur și simplu nu mai au încredere în România? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.